Rămânem și în această dimineață la Cartea Fapte, capitolul 2. <coughs> Vă readuc aminte în treacăt, introductiv, împărțirea acestui capitol, ca să aveți o perspectivă de ansamblu și locul în care ne aflăm în această dimineață și ce vom studia. În prima parte avem prezentată coborârea Duhului Sfânt din trei perspective, a autorului, a audienței și a apostolului Petru, Apoi la versetul 22, la versetul 36, data trecută ne-am uitat la efectul, primul efect al acestei coborâri a Duhului Sfânt și anume predicarea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt. Și apoi de la versetul 37 la versetul 41, care este de fapt al doilea efect al coborârii Duhului Sfânt și un efect și al predicării Evangheliei, pocăința acestor oameni necredincioși care erau în acea zi acolo. Deci, într-un fel, merge așa, prin efect de domino, în cascadă textul acesta. Se coboară Duhul sunt ca efect, se predică Evanghelia, ca efect al coborului Duhului sunt și a predicării Evangheliei, ambelor acestor două lucruri. Avem uh, pocăința acestor oameni descrise de la versetul 3, 7 la versetul 41. Și bineînțeles, al treilea efect al coborului Duhului sunt și al predicării Evangheliei și al mântuirii acestor oameni este uh, mărturia acestor oameni uh, care constituiau acum Biserica Primară, Biserica Noului Testament de la Ierusalim. În această dimineață ne vom opri asupra expresiei, asupra expresiei din versetul 42, ei stăruiau în învățătura Apostolilor. Și motivul pentru care vreau să ne oprim asupra acestei expresii este pentru că, în ce privește practica Bisericii Primare, bisericile la Ierusalim, acesta este primul lucru, lucru esențial, lucru primar care se spune despre acești oameni. Ce presupune acest lucru? Că predicau des, că studiau, că le plăcea să citească Vechiul Testament, deci nu aveau Noul Testament, da? Ce presupune lucrul ăsta? Că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Pentru că trebuie să înțelegem că la versetul 42 până la versetul 47, tot ce este descris despre viața bisericii, Uh, și probabil că au de-a lungul timpului mii de predici din pasajul acesta, uh, bisericile își doresc, oamenii spun că își doresc să fie ca biserica primară, să fim și noi ca biserica primară. Ce minunat ar fi dacă am fi și noi așa. Dar cred că totul era generat de ceea ce spune versetul 42. Ei stăruiau într-un anume mod în învățătura apostolilor sau într-o asemenea măsură încât existau efectele descrise la versetul 42 până la final. Dar nu uitați, cascada este în felul acesta. Se coboară Duhul Sfânt, se predică Evanghelia, sunt oamenii mântuiți și apoi există o mărturie practică a bisericii. Toate lucrurile sunt generate în felul acesta. Dacă ai scoate un singur element, de exemplu mântuirea, nu mai există mărturia despre care o citim la versetul 42 înainte. Dacă nu coboară Duhul Sfânt, dacă nu este Duhul Sfânt la lucru, nu mai există absolut nimic din ce este aici. Dacă nu este Evanghelia, nu există mântuire, nu există membralitate, nu există biserică născută din nou, nu există mărturie practică a bisericii. Deci toate lucrurile acestea, într-un fel, sunt înmânchiate. Este un diamant cu mai multe fațete și toate trebuie acceptate și primite. Învățătura, ca principiu, învățătura este felul în care Dumnezeu ne vorbește. Poate să-i cel mai simplu mod de a privi expresia aceasta din versetul 42. Învățătura cuvântului Dumnezeu este felul în care Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu din ceruri ne vorbește. Când noi ascultăm învățătura, când se predică învățătura, când studiem învățătura, însuși Dumnezeu ne vorbește. Într-adevăr, probabil că dacă în dimineața asta ar fi fost un apostol aici și ar fi spus uh, așa vorbește Domnul, toți am îngheța. Corect? De ce? Pentru că am fi mai conștienți de faptul că însuși Dumnezeu da, este o tranzacție de revelație din cer pe pământ. Noi suntem audiența, Dumnezeu îi dă unui om ales de el calificat de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, confirmat de Dumnezeu, îi dă revelație pentru noi și toți am fi ochi și urechi și ar fi un sentiment de înfricoșare poate, de, de atenție, de... Nu știu. se întâmplă ca în 1 Corinteni 14, tainele lui vor fi descoperite, va cădea cu fața la pământ și va spune cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru, da? Sau este în locul acesta. adevărul este că citirea și predicarea acestei învățături este același lucru. Cu ce s-a întâmplat atunci? Este aceeași revelație. Este același cuvânt al lui Dumnezeu. Asta înțelegem noi când spunem suficiența cuvântului lui Dumnezeu. Că cuvântul lui Dumnezeu care a fost primit cum a fost primit în secolul I, ca revelație divină, direct de la Dumnezeu, infailibilă de oameni aceia, este la fel și astăzi. Aceeași revelație practică, directă, suficientă pentru noi. Deci, când se predică cu credincioșie, real, adevărat, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne vorbește. Și lucrarea Duhului Sfânt, vedem în, cartea, în toată cartea faptelor apostolilor, a constat în înălțarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt parcă a mers pe urmile oamenilor care predicau cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și vedem efectele extraordinare. Mare reformă care a avut loc. Dacă ar fi să spun un lucru, reforma a avut foarte multe aspecte negative. Oricât am încercat noi să exonerăm pe reformatori de unele păcate, E imposibil. Reforma a avut foarte multe lucruri negative. Dar lucru care a făcut ca, dincolo de lucrurile acestea negative, lucru care a făcut ca să fie această explozie puternică în toată Europa a fost predicarea Cuvântului Dumnezeu. Renunțarea la liturghiile și ritualurile făcute în limba latină, ceva ce oamenii nu înțelegeau, nici preoții, nici cei care nu-l ascultau, și predicarea pe limba oamenilor a Cuvântului Dumnezeu. Pre-reformatorii. Da? Pre-reformatorii. Sau. Wycliffe sau cine au mai fost, au, au fost uh, persecutați exact pentru lucrul ăsta, pentru că au vrut să comunice cuvântul lui Dumnezeu sau să aducă cuvântul lui Dumnezeu pe limba poporului. Plus principiile, evident, principiile cuvântului lui Dumnezeu ale bisericii din Noului Testament. Uh, dacă apostolii ar fi fost astăzi între noi, apostolii ar fi spus exact aceleași lucruri care ne sunt lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. Exact același lucru. Pentru că Dumnezeu, asta o hotărât să fie lăsat în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vroia ca să avem mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, el ne dădea mai mult. Dar el a considerat că atât este necesar. Și nu cred că există binecuvântare mai mare pentru o biserică decât să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Nu este pedeapsă mai mare pentru biserică decât Dumnezeu să-i lase în voia minții lor blestemate și să le trimite la slujitori care nu predică cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este păcat mai mare pentru slujitorii al lui Dumnezeu decât să se ridice numele lui Dumnezeu și să nu predice cuvântul lui Dumnezeu. Da? Așadar, vrem să coborâm așa puțin în expresia asta și sominăm chiar pe textul biblic. Uh, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Stăruința înseamnă a continua să faci un lucru cu efort intens, indiferent de bariere, de circunstanțe și de opreliște. Asta înseamnă să stăruiești într-un lucru. Da, eu dacă mă pun să dorm, eu nu trebuie să stăruiesc să dorm. Azi noaptea trebuie să stăruiesc să stau treaz. Da? Dar nu trebuie să stărui ca să dorm. De ce? Mă pun și dorm. E un lucru care îți vine de la sine. Să faci un lucru care îți place, de exemplu. Nu trebuie să stăruiești neapărat în el. Îl faci, abuzi, abuzezi de el, da? Exagerezi. De ce? Că îți place. Când sunt circunstanțe nefavorabile, când sunt dificultăți, când sunt oprelești, când sunt bariere, când este persecuție, atunci e greu de făcut lucrul ăsta. Lucru extraordinar cu privire la Biserica Primară, în această stăruință lor, este tocmai acest fapt că era o biserică care a, a crescut în mijlocul persecuțiilor. În mijlocul persecuțiilor. Acum, cuvântul stăruință nu înseamnă că ei făceau un mod continuu, mă refer ca timp, cronologic, un anumit lucru. De exemplu, ă, ei stăruiau în învățătura apostolului, adică ei 24 din 24 asta făceau. Evident că nu asta înseamnă. De ce nu înseamnă? Expresia stărui se aplică de obicei la rugăciune, dar stăruiți în rugăciune, spune Biblia. Avem pe apostoli care spun stăruiți în rugăciune. La ce se referă apostolii? Să ne luăm o, a, trei ore în care să stăruim? păi aplici cuvântul la toate aceste elemente. Ei stăruiau în învățătura apostolului. Deci nu stăruiau șapte ore sau zece ore sau 12 ore sau 24 de ore. Ei nu mai făceau nimic decât stăruiau. Sau stăruiau în legătura frățească. Ăștia nu mai își făceau treaba niciunul, nimic. Nu mai stăteau unul lângă altul și se bucurau și mâncau și se lăveau pe Domnul. Sau stăruiau în frângerea pâinii. Dacă e cina Domnului, imaginați-vă ce ar fi să stăruie cineva vreo trei ore în frângerea pâinii. Da? Deci să venim și să zicem, acum fraților, străruim în frângerea pâinii. Luăm vinul și stăruim vreo oră în... Nu serios, dacă aplici termenul... Dacă semnificația aceasta termenului stărui de a continua o lungă perioadă de timp condensa pe un anumit lucru, imaginați-vă ce ar fi să stăruim în mâncăm pâine, bine, 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 și acum stăruim în... Evident că se referă la o practică continuă, că ei erau dedicați sau devotați în mod continuu când se întâlneau, făceau lucrurile astea, dar nu că ei se întâlneau și nu mai puteai să spui după că s-au întâlnit din nou. De ce? Că ei totdeauna erau împreună. Da? Deci asta înseamnă termenul stăruit, a fi devotat, da? a fi dăruit, în mod intens, în ciuda opreliștilor unei anumite uh, practici. Și același lucru înseamnă stăruință în rugăciune. De fiecare dată când se întâlneau, da? Sau când aveau întâlnirile lor, ei se dedicau uh, rugăciunii. Și uh, termenul stărui se aplică la aceste patru elemente care sunt descrise în versetul 42. Bun. Ei stăruiau în învățătura Apostolilor. Este foarte interesant de observat, și asta e prima observație importantă pe text, că Învățătura este una singură. Textul nu spune ei în învățăturile apostolilor. Practic vorbim, sunt mai multe articole de credință, nu? Studiez perseverența sfinților, venirea Domnului, doctrina despre biserică, legea Domnului, legămintele. Sunt mai multe articole de credință. Dar pentru a arăta unitatea cuvântului Dumnezeu, da? coeziunea cuvântului Dumnezeu, care este o dovadă a infailibilității cuvântului Dumnezeu, da? un cuvânt scris pe o perioadă așa lungă de timp de mii de ani, care care nu se contrazice absolut deloc, dar este o coeziune perfectă. Asta este dovada infailibilității cuvântului Dumnezeu. Învățătura este una singură, este un tot unitar. Da? De asta este prezentat ca un singular aici, ca unul singur, o învățătură. Da? Pentru a arăta unitatea și consecvența acestei învățături. Era una singură, erau mai mulți apostoli, dar era o singură învățătură. Asta e lucru extraordinar, miraculos Practic pentru ceva ce venise nou acum, o revelație nouă. Spune că stăreau în învățătura apostolilor. Nu în învățătura rabinică, în învățăturile lui Moise, ci stăreau în învățătura apostolilor. Doamne, cum faci 12 oameni, da? 12 bărbați, care sunt stâlpi în adunare, toți să aibă aceeași învățătură? Pe păi dacă stăm la discuții într-o adunare de 20 de oameni, de 15 de oameni, nu găsești doi care să fie în cele mai importante doctrine 100% de acord. Cum era? Duhul Sfânt, evident, îi insufla într-un mod special pe apostol și ei aveau o singură învățătură. Și, deși avem diferențe între noi, totuși, ținta noastră aceasta trebuie să fie. Să ajungem la o unitate de credință doctrinară. Să ajungem la o unitate de credință doctrinară. În al doilea rând, toți apostolii adoreau la o singură învățătură. Deci nu avem doar o singură învățătură, ci avem o unitate apostolică, da? Nu avem învățătura lui Iacov, învățătura lui Pavel, cum mai auzim astăzi, uh, uh, noi mergem după învățăturile Domnului Iisus Hristos. Învățătura lui Pavel e aia, învățătura lui Petru e aia. Da, ai putea să folosești expresia pentru a te referi că el o scris-o. Dar nu este învățătura lui Pavel, este învățătura apostolică. Pavel chiar așa spune, deși el scrie cea mai mare parte din, uh, să zic, corpul doctrinar pentru Biserica Noului Testament, nu spune învățătura mea. Sper că o să, după mii de ani o să spuneți învățătura paulinică, da? că nu Petru a adus-o. Eu am adus-o. El spune că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Pentru că el consideră că între ei există o coeziune. Și Petru, în a doua lui epistolă, îl confirmă pe Pavel. că spune că Dumnezeu i-a dat o înțelepciune deosebită. În epistolele lui sunt lucruri grele de înțeles, pe care oamenii neștiutori și nestatori le răstălmăcesc spre pieirea lor. Deci toți apostolii aderau la o singură învățătură. Nu era învățătura lui Petru, a lui Iacov, al lui Ioan și așa mai departe. În al treilea rând, susținerea acestei învățături, da, predicarea ei, stăruința în această învățătură, ne face o biserică apostolică. Fraților, noi nu putem identifica o succesiune apostolică de la fratele Mihai până la apostolul Petru. Nu putem identifica așa ceva. Fizic vorbind, da? O succesiune fizică. El vine din biserica cu tare, Biserica cu tare are pe Păstorul cu tare, care a fost ordinat de Păstorul cu tare, Păstorul cu tare și tot așa și să mergem până la Apostol. Sunt oameni care pretind lucrul acesta. Nu doar Biserica Catolică. Atenție, nu doar Biserica Catolică. Sunt oameni care pretind că au această succesiune apostolică fizic vorbind, da? Noi credem într-o succesiune apostolică și ferească Dumnezeu să nu fim Biserica Apostolică. Dar credem într-o succesiune apostolică spirituală. Noi știm că o biserică este apostolică. Când temelia acelei biserici și temelia doctrinară este învățătura apostolilor. Acolo este o succesiune apostolică spirituală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, în multe locuri de pe planeta aceasta, unde era întuneric dens, foarte dens spiritual, Dumnezeu a ridicat oameni care n-au fost ordinați de alții, și de alții, și de alții, și de alții, ca să poată identifica până la Apostolul Petru cum pretind catolicii, dar a ridicat oameni în suveranitatea lui în suveranitatea lui, a ridicat oameni pe care i-a luminat, pe care i-a pregătit și prin care a făcut o lucrare extraordinară. De ce spune învățătura apostolilor? De ce nu spune învățătura fraților, învățătura ucenicilor, învățătura bisericii, învățătura noastră, învățătura Domnului? De ce spune învățătura apostolilor? Evident spune învățătura apostolilor pentru că apostolii au fost revelatori. Apostolii nu au predicat expozitiv. Înțelegeți? Apostolii nu au predicat expozitiv. Unu, pentru că nu aveau din ce să predice expozitiv. Și doi, pentru că ei revelau cuvântul Domnului. Dacă apostolul Pavel n-a predicat expozitiv, eu de ce să predic expozitiv? Pentru că nu sunt apostolul Pavel. Dacă apostolul Petru n-a predicat expozitiv, de ce să predic eu expozitiv? Pentru că eu nu sunt apostolul Petru, nu sunt revelator. Eu nu pot să spun, nu există nicio carte în noului Testament, dar ascultați aici. Într-un sens n-au predicat expozitiv, da? Adică mă refer în sensul în care eu predic. Stau și chitibușăreț fiecare expresie să văd în context ce înseamnă, ca să nu greșesc. În alt sens, au predicat expozitiv, dacă te uiți de exemplu, în alt sens, da? Dacă ai, ai dat termenul lui predicare expozitivă un sens mai larg, au predicat expozitiv dacă te uiți la, la predica lui Petru. Da? Dar el n-a ex expus un text, că nu exista un text care vorbească despre Domnul Isus Hristos. El a expus o istorie a Domnului Isus Hristos. Cum el a venit pe pământ, ce lucrări a făcut, cum l-a confirmat Dumnezeu, că a murit, că a înviat, că s-a înălțat la cerul care ți-a mis Duhul Sfânt și presare evenimentele acestea cu profeția ale Vechiului Testament, da? pe care le ia și le interpretează, credem noi, corect. Da? Deci ne, noi suntem învățătura apostolică, nu dacă ne pretindem apostoli și avem și noi revelații ca apostole, pentru că și dacă credem că le avem, nu le avem ci dacă expunem această învățătură și dacă ne bazăm pe ea, da? A patra observație. Învățătura aceasta, cum am spus deja, este la temelia adunării lui Hristos. Este primul semn. Chiar în ordinea prezentării, este primul semn. De aici pornesc toate lucrurile. De aici poți să vezi speranță pentru o biserică sau de aici vezi Acolo vezi decăderea unei biserici. În felul în care oamenii tratează învățătura, în felul în care privesc învățătura. Chiar prezentarea, de exemplu, învățăturii apostolilor, dar într-un mod mecanic, lipsit de pasiune, de interes. Dom'le, că așa e doctrina noastră. Arată căderea unei adunări. Arată căderea unei adunări, da? Învățătura aceasta a apostolului este primul semn al unei biserici adevărate. Și reformatorii au spus lucrul acesta. Predicarea cuvântului Dumnezeu este primul semn al unei biserici, nu la unei biserici sănătoase al unei biserici. Dacă nu există o, o, focalizare, o centrare în cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu există biserică acolo. Ăsta este motivul, de exemplu, pentru care la noi, deși Dumnezeu nu ne-a cerut să avem amvoane, amvonul este piesa centrală într-o biserică evanghelică adevărată. Amvonul este o piesă centrală. Și vreau să observați un lucru pe care nu eu l-am spus, Martin O. jones să spunea acum zeci de ani. Spunea cu trecerea timpului cu cât bisericile se vor defocaliza și vor abandona prioritatea cuvântului Dumnezeu, vor face amvoanele mai mici și mai nesemnificative sau le vor scoate de tot. Îți spun un stativ, bă că până la urmă vrem să avem o discuție așa liberă între noi și să spunem ce credem noi și să ne împărtășim unii cu alții anumite gânduri. Da? Cu cât cuvântul lui Dumnezeu uh, va fi privit cu mai mare importanță într-o biserică, cu atât amvonul va fi mai mare, da? Cu o navă spațială. Uh, bine, am fost și în amvon în care nu mă vedeam. Trebuia să mă ridic așa, să mă zic pe scară ca să mă văd după amvon. Nici în felul ăsta. Dar înțelegeți care este ideea. Omul, fără să-și dea seama, din subconștientul lui începe să facă lucruri în adunare care trădează convingerile lui despre cuvântul lui Dumnezeu. Piesa centrală a unei adunări este, cuv este, cuvântul lui Dumnezeu, cartea asta. Este o piesă centrală. Pentru că prin cartea asta noi ne focalizăm asupra lui Dumnezeu și îl ascultăm pe Dumnezeu vorbind. ne Iar cartea asta, ca să nu țin mereu în mână, o țin pe amvon care este un simbol, da? Că pe el expunem, de aici se expune, se dă cuvântul uh, lui Dumnezeu. Învățătura aceasta este primul semn, chiar și în textul ăsta, în ordinea în care este prezentată, al unei biserici. Al unei biserici sănătoase cu atât uh, mai mult. A cincea observație, deși Apropo, o să am vreo 20 de puncte, ca să știți. Deși acest semn este esențial, este esențial, totuși el nu este suficient. Dacă citești una dintre tragediile Noului Testament, Biserica din Efes, de exemplu, care este una dintre bisericile excepționale ale Noului Testament, când citești în Apocalipsa pe la anul 90, să zicem 90 ceva, se află într-o stare dezastruoasă din punct de vedere nu doctrinal. Deci ai văzut apostolii mincinoși? Vum, i-ai executat! Bravo ție! Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu este suficientă doctrina. Nu este suficientă învățătura. Învățătura trebuie să fie ceea ce generează celelalte semne, de ea trebuie să fie locul central sau piesa centrală, cuvântul lui Dumnezeu. Ea generează celelalte semne, dar nu este un semn suficient. Pentru că s-ar putea să ne mândrim așa, să ne punem noi poliții noștri calviniști și să spunem pe biserica adevărată, auzi ce zis? Și tot să căutăm textele astea care arată importanța cuvântului Dumnezeu. Da! Pentru noi e important cuvântul lui Dumnezeu. Da, trebuie să fie important cuvântul lui Dumnezeu. Numai mental! Ci practic, atunci văd că cuvântul lui Dumnezeu este central. Central nu doar în capul meu când sunt la adunare. Central nu doar ca să pot să-mi pun eu epoleții spirituale. Ce grozav predicator suntem noi. Că noi a, astăzi dacă vrei să fii popular trebuie să predici expozitiv. Trebuie să predici cuvântul, că așa de puțin se predică. Și noi îl predicăm, domnule? Și noi îl predicăm. Nu, frații mei? Deși acest semn este esențial. El nu este suficient. El nu trebuie să rămână singur. De exemplu, când reformatorii au zis sola scriptura, ei nu s-au referit, a, e important să stai doar Biblia, nu mai contează nimic altceva. Nu! Sola scriptura ca singură autoritate. Dar această autoritate, când este aplicată vieților noastre, trebuie să genereze o viață. Și în Biserica Primară a generat. Iar eu trebuie să mă întreb ce îi neregulă cu mine personal, cu familia mea sau cu biserica noastră dacă noi spunem și susținem că stăruim în învățătura apostolului, dar nu vedem efectele descrise la versetul 42 înainte. Înțelegeți? Eu nu mă pun mulțumit doar cu prima expresie. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ce slavă Domnului, fraților, hai să mergem acasă. Nu. Ei stăruiau în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, fiecare era plin de frică și așa mai departe. Se întâmplau toate aceste lucruri uh, extraordinare. Biserica Domnului așadar trebuie să se dedice învățăturii apostolilor pentru că întreaga ei viață, tot ce vom vedea extraordinar descris de la versetul 42 până la 47, cu excepția lucrurilor pe care le împărtășeau, lucrurilor materiale pe care le împărtășeau împreună, cu siguranță că toți am, vedea, am vrea să vedem semnele celelalte uh, practic manifestate între noi. Biserica, pentru că stăruia în învățătura apostolului, avea această viață. Iar dacă noi vrem să avem această viață, trebuie să pornim în această ordine. Acum, această învățătură a apostolilor trebuie proclamată. Nu doar studiată, trebuie proclamată, trebuie predicată. Da? Una este să ții un discurs despre ce doctrină vrei tu și asta e, alta este să proclami. Care este diferența dintre un discurs și o proclamare? Și vedem în Sfânta Scriptură, nicăieri apostolii nu au ținut discursuri. Apostolii nu au fost academicieni, apostolii nu au fost profesori universitari. Ei sunt importanți, au locurile de ei, nu asta au fost. Ei au fost proclamatori. Care este diferența dintre un academician, un profesor universitar, unul care ține discursuri retorice și un proclamator, un predicator? Știți care este diferența? Diferența majoră este că predicatorul, unul are pasiune, este un plu de Duhul Sfânt, își dă viața pentru lucru pe care îl predică și folosește persoana a doua singular. Tu, după ce s-a predicat, tu trebuie să faci lucrul acesta. Academicianul nu-ți spune asta. Profesorul universitar nu-ți spune asta. Profesorul universitar nu bagă frica de Dumnezeu în tine. Profesorul universitar nu apasă pe conștiința ta. Predicatorul face asta. Predicatorul trebuie să-l aducă pe Dumnezeu înaintea ochilor. Predicatorul trebuie să arate iadul care să cască sub, sub picioarele tale dacă ești nemântuit. Da? Asta este diferența dintre un predicator și un simplu om care ține un discurs, da? De aceea vedem în toată cartea faptelor apostolilor că ei stăruiau în învățătura apostolilor proclamând-o. Ei asta făceau, proclamau. Numai proclamarea duce la această viață. Proclamarea. Duhul Sfânt însoțește proclamarea cuvântului Dumnezeu. Nu expune rece, moartă, seacă, mecanică, super exegetică, gramaticală, perfect și Duhul Sfânt v vine și face lucruri extraordinare. Poate să facă lucrul ăsta, dar de obicei nu se întâmplă. Dumnezeu ne-a chemat pe cei care suntem dăruiți sau hăruiți cu acest dar de a predica cuvântul lui Dumnezeu să-l proclamăm. Să-l proclamăm. Și din păcate, câteodată când mi-ascult predicile, îmi vine să-mi dau shift delete. Știți ce face shift delete, nu? Ia un document și nu ți mai trece în coșul de gunoi. Îl pierde pentru totdeauna. Când ascult unele predici, Fraților, și știți, aici spune așa, da, și aici mai spune așa, da, așa, așa spune, da. Aia nu-i predicarea cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă în conștiința noastră. Trebuie să fie aplicativ. Trebuie să modifice viața noastră. Trebuie să ne transforme. Trebuie să ne enerveze. Trebuie să ne tulbure. Trebuie să ne miște. Trebuie să facă ceva cu noi. Dacă spui, da, de acord cu timpul verbului din versetul 42. Da, interesant, într-adevăr, asta era o stare continuă. Mai interesant ce făceau aia. Ce faci tu? Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Aia e predicarea, aia e proclamarea, da? Și pretutindeni vedem că, vedem că apostolii au fost dedicați acestu asupra acestui lucru. Vă dau câteva uh, exemple. Marea trimitere pe care Domnul Isus Hristos a dat-o. Veți primi o putere când se va pocură Duhul Sfânt și veți fi martori. Și toată cartea faptelor apostolilor este o expunere a, fodului, a modului în care ei au proclamat, în care au fost martori. Ei nu țineau discursuri retorice, ei nu scriau niște. Uh, niște eseuri cu care se duceau la mari preoți să le explice despre Domnul Isus Hristos. Nu ei spuneau, voi l-ați omorât! Voi l-ați ucis prin celor fără de lege! Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu! Ăștia-i bat! Noi nu putem să nu ascultăm de Dumnezeu! Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, da? În unul singur este mântuire, în Domnul Isus Hristos. Asta a, fost, asta a făcut apostolii. asta este marea trimitere. Marea trimitere constă în proclamare. Doi, când Duhul sunt coboară, chiar în fapte doi, Petru proclamă Evanghelia. Oamenii sunt mântuiți prin proclamarea Evangheliei. Biserica este extinsă de prin proclamarea Evangheliei. Minunile care se săvârșeau, se săvârșeau întotdeauna ca o confirmare a revelației predicate. Da? Nu se făceau minuni în școli. Unii ăștia legea lui Moise și inventau tot felul de legi și aplicații, cât să mergi în sabat, dacă ai voie să scuipi, să faci tine sau... Acolo nu se întâmpla nicio minune. Minunile, confirmările lăsate de Dumnezeu era mână-mână cu proclamarea cuvântului Dumnezeu. Toate persecuțiile din faptele apostolilor se nasc din proclamarea cuvântului Dumnezeu. Toate fără excepție. Ei nu aveau nicio problemă dacă se stăneau 12 ucenici sau 200 de ucenici. Uneva într-o casă și ei acolo studiau, ei exegetau cuvântul lui Dumnezeu fără... Nu, problema lor era că se duceau la templu și proclamau cuvântul Dumnezeu. Persecuțiile sunt legate de proclamarea cuvântului Dumnezeu. Biserica se roagă pentru proclamarea cuvântului Dumnezeu. Și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. S-a cutremurat locul și toți vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da? Această învățătură era proclamată. Avem această, această dezbatere, dilemă, problemă în, ca, în fapte capitolul 6 unde apostolul nu mai pot să facă față la multitudinea de daruri care vin la picioarele apostolilor și ei zic, domnule, nu putem să lăsăm noi cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și este exact același cuvânt ca în faptele capitolul 2 unde spune ei stăruiau. Spune, alegeți dintre voi și așa mai departe, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Deci rezolvarea acestei probleme s-a făcut datorită faptului că apostolii înțeleg că misiunea lor principală este de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai proeminenți de acum din faptele apostolilor sunt cei care predică cuvântul. Ștefan și Filip. Despre restul nu se mai spune nimic, dar despre ăștia doi se, se spune. De ce? Pentru că predicau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi însoțea în uh, predicarea cuvântului Dumnezeu. Toată cartea faptelor apostolilor este o carte care relatează de fapt, nu faptele apostolilor, ci felul în care niște oameni au fost împuterniciți de Duhul Sfânt ca să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Toată cartea faptelor apostolilor arată lucrarea Cuvântului Dumnezeu care este viu și lucrător. De asemenea, expresia aceasta ne ajută să înțelegem într-un fel niște dispensații, niște perioade de timp importante din istoria lucrării lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Acum vedem pe Petru că citează din profeți, Pavel citează din profeți, expun, se folosesc de mărturiile Vechiului Testament, dar asta nu era învățătura lui Moise. Deci ei nu se întorc din nou la ceremoniile lor, la legile lor culinare, de, de dietă, de sanitare și așa mai departe, lucruri în care ei se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei nu se întorc la asta. Ei se ruiau în învățătura apostolilor nu știu, mi se pare că există o reînviere a vechilor erezii evreiești, iudaice, văd tot felul de oameni cu chipii pe cap, își pun din alea pe umeri, să filmează, să pozează, ne blastă, mă, ne trimit în iad, de fapt ei cred în anihilare, că nu ținem legile lui Moise, culinare, sărbătorile lor. Am văzut pe unul filmându-se în cort, nea sărbătoarea cortului și așa mai departe creștini din bisericile evanghelice. Este o, o reînviere. Mi se pare cumva că s-a o depista cineva, că 0,0000 la 1% din sângele lui a fost făcut un ce test. Ar fi ceva evreiesc pe acolo și gata, din poporul Domnului și Doamne, ce lucru extraordinar. Este o reînviere și trebuie să luăm foarte serios lucrul acesta și ve veți vedea că lucrurile se vor accelera. Oamenii se întorc spre legalism, oamenii se întorc spre legile din Vechiul Testament, oamenii se întorc spre un fel, un soi de practicare a Vechiului Legământ. Apostolii au predicat o învățătură foarte clar. Era învățătura apostolilor, temelia apostolilor și prorocilor. Dacă Moise ar fi scris el doctrina pentru biserică, ne-am fi dus și am studiat am un studiat deuteronom. Dar nu a scris-o el, a scris-o apostolul Pavel, a scris-o apostolul Petru, Au scris-o ceilalți apostoli, da? Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Există o progresie al revelației. Sunt lucruri, Vechiul Testament nu trebuie tăiat să aruncat pe geam. Sunt lucruri eterne pe care Dumnezeu le-a stabilit, leși eterne pe care Dumnezeu le-a stabilit în istorie. Este o progresie a planului lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem zona în care ne aflăm, da? etapa în care ne aflăm și ce anume din ce a fost înainte se transferă aici. Unele lucruri se transferă, unele lucruri nu se transferă. Da? Și felul în care, cum știi ce se transferă? Că spui, ok, am înțeles. Deci nu trebuie să ținem tot din Vechiul Testament. Păi nu, domnule, că de asta nu te duci când te duci la baie, nu îți faci o groapă și respect ce spune acolo. Normal că nu se ține. De asta ai o haină care are mai multe feluri de cusături sau nu știu cum e făcută. De asta, da? De asta îți poți tunde barba cum vrei tu și nu te uita să vezi. Stai cu... Cum spune acolo că n-ai voie să în barba? Că Sorin cred că nu se încadrează. Nu o să uită, omul doarme în liniștit noaptea. A, păi înseamnă că n-are duhul să... Nu! Înseamnă că am intrat în altă perioadă istorică. De unde știi ce se aplică? Păi te duci și te uiți la apostoli. Cum apostolii au privit Vechiul Testament? Cum au interpretat ei Vechiul Testament? Ce au considerat ei că se transferă? Primul conciliu care a avut loc în biserică a fost tocmai pe chestiunea asta. Dom'le, ce ținem de acolo? Ce păstrăm de acolo? Ce e valabil de acolo? Și chiar dacă n-ar fi fost, te uiți la epistole și învezi la apostolul Pavel. Vrei să înveți exegeză hermeneutică? Te uiți la el o luat textul ăla, l-a interpretat așa, o luat textul ăla, l-a interpretat așa, o luat textul ăla, l-a interpretat așa. A, de deci ce stai principiul? Da? Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și acum, în, 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 următoarea parte a mesajului, aș vrea să vă arăt cum acest lucru, de fapt în final, în concluzie, cum acest lucru, învățătura apostolilor, generează toate celelalte semne. Și luăm doar câteva exemple. De exemplu, legătura dintre învățătura apostolilor și legătura frățească. Că spuse la rând este erau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Cel mai rău lucru pe care îl poate face cineva este să-și dezvolte singură o doctrină în afara comunității Duhului Sfânt. Vreau să vă spun un lucru. Și dacă nu aveți nu știu ce aptitudini exegetice și de studiu biblic pe care ar trebui să le dobândiți și să le aveți dacă vă stă în putință lucrul acesta, când predici cuvântul lui Dumnezeu în comunitatea Duhului Sfânt, cum era în Noul Testament, biserica va rezona, va confirma sau va infirma ceea ce spui tu. De aceea eu nu pot să fiu arhiepiscopul Bisericii Internetului. Dacă ar fi un milion de oameni pe internet care ar spune, da, zi, bun, ha, ha, și vin în adunare și frații spun, bă, nu cred că e în regulă lucrul ăla. Bă, eu bag eu, seamă, pe sola de 60 de ani că zicea că nu e în regulă lucrul ăla, dar ar trebui să ascult mai degrabă acolo. Dumnezeu a hotărât ca învățătura să fie păstrată în Biserică. Biserica este stâlpul și temele adevărului. Biserica este. Eu pot să am capul foarte mare, să am un IQ extraordinar, să am aptitudini extraordinare, să stau singur în bibliotecă și să scriu o teologie nou-nouță, cum nici Apostolul Pavel nu i-a trecut prin cap. Trebuie să mă duc ori la spital, ori să verific dacă nu-s călăuzit de duhuri necurate. Dumnezeu a hotărât felul acesta ca învățătura să fie studiată proclamată, interpretată în comunitatea Duhului. Acesta este motivul pentru care uneori ne băgăm cu capul în gramatică. Ca să poți arăta oamenilor de unde ai ajuns la concluzia aia. Ca frații să vadă ei, surorile să vadă ele. De unde ai ajuns, frate, la concluzia asta, la învățătura asta? Înțelegeți? Asta este legătura dintre învățătura apostolilor și legătura frățească. Această învățătura apostolilor se predica, se studia, se interpreta, se proclama în legătura frățească. Din nou, legătura frățească, părtășia noastră practică, este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. De asta suntem aici. Primul, principalul motiv pentru care suntem aici este jertfa Domnului Iisus Hristos și al doilea motiv este că noi ne întâlnim pe același teren comun de învățătură. De învățătură. Dacă ați fi oameni care nu credeți în divinitatea Domnului Iisus, n-ați fi fost aici. Dacă n-ați crede în Sfânta Treime, n-ați fi fost aici. Ați fi fost în altă parte. Ați fi fost în altă parte. Dacă vrea să țineți legile culinare pe care le-au lăsat moise sanitare și de alte feluri, n-ați fi fost aici. Sau vă ridicați acum 5 minute înainte și plecați. N-ați fi fost aici. Da? Suntem aici pentru că ne întâlnim. Legătura frățească se suprapune pe învățătura apostolilor. Merg în această adunare care respectă, care iubește cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nu pentru că sunt de acord în toate detaliile, în toate nuanțele, dar pentru că avem aceeași bază. Al doilea semn, da? după învățătura apostolului, legătura frățească, frângerea pâinii. Care e legătura între învățătura apostolului și frângerea pâinii? Pe Cuvântul lui Dumnezeu este rostit, verbalizat și apoi Cuvântul lui Dumnezeu este vizualizat. Cum? În cina Domnului și în botez. Pe cum adică Cuvântul Domnului vizualizat în cina? Care este esența, climaxul, centrul Revelației lui Dumnezeu? Domnul Isus Hristos. Ce anume din Domnul Isus Hristos? Lucrarea sa răscumpărătoare. Adică moartea și învierea sa. Unde vedem lucrul acesta? În cina Domnului. Deci Dumnezeu nu ne-a lăsat o, o, rânduială care să arate ceva despre Domnul Isus Hristos, ci să arate centrul lucrării Domnului Isus Hristos. Centrul întreg, toată Scriptura se focalizează într-o persoană și într-o lucrare. Și aceste, esența acestui mesaj al întregii Sfinte Scripturi, Domnul Iisus Hristos, în lucrarea sa răscumpărătoare, trebuie continuu predicat și vizualizat. Asta este legătura. Nu ar fi, dacă noi, atenție, dacă am venit aici într-o zi, n-am spune nimeni nimic și am începe să mâncăm pâine și vin, ar fi cena Domnului? Ar fi sau nu? N-ar fi! Nu există cină fără cuvânt! Nu există simbol fără revelație! N-ar fi! Nu există simbol fără conținut, trebuie să fie conținut. Trebuie să se citească, să se spună ceva, să se declare ceva. Vestiți moartea Domnului. El nu se referă vestiți moartea Domnului numai că mâncați și nu faceți nimic altceva. Există o predicare acolo. Fapte 20. Se întâlnesc în ziua din 1-a săptămânii ca să ia cina Domnului. Și Pavel vorbește întâi până la miezul nopții. De aia o picată la jos. Că și-a întins vorbirea, întâi predică cuvântul lui Dumnezeu, apoi au frângerea pâinii. Da? Ele sunt legate. Ai cuvântul lui Dumnezeu vizualizat, da? În actul cine și ai cuvântul Domnului verbalizat. Da? Acesta reprezintă climaxul închinării noastre. Climaxul închinării noastre. Apoi, zice că ei, fiecare era plin de frică. Din nou, dacă am crede cu adevărat când venim aici, că însuși Dumnezeu îi de față și vorbește, ne aruncă frica, nu e așa? Dacă a pierdut ceva, biserica, vorbesc biserica secolului nostru, este sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Suntem atâta, mi se pare, uneori de lăbărțați, de sătui, de... Nu mai există sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Oamenii nu mai sunt, mai suntem, dar nu foarte des. Oamenii nu mai sunt copleșiți de acest sentiment de frică. Păi n-ar trebui să ne fie frică de față cu Dumnezeu, nu? Păi el e tata nostru, e prietenul nostru, ne-a mântuit, suntem a lui pentru totdeauna. Ba da, ar trebui să fie. Evrei, capitolul 12. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se clatină, să facem o chinare cu frică cu frică de ce? Că Dumnezeu nostru este, este un foc mistuitor. El, focul mistuitor este prezența noastră. Jehova, prin Domnul Isus Hristos, se manifestă în prezența noastră ca un foc mistuitor. El ne vorbește când știi că Dumnezeu vorbește. Când vezi lucrarea cuvântului Dumnezeu transformând miraculos mii de oameni. Nu te apucă frica? Când vezi că mii de ucigași care au participat la uciderea Domnului Isus Hristos se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu. Nu intră frica de Dumnezeu în tine. Când vezi că Anania și Safira sunt executați pe loc, pentru că stricau mărturia adunării, nu intră frica de Dumnezeu în tine. De două ori spune textul ăla. Fiecare era plin de frică, fiecare era plin de frică, fiecare era plin de frică. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu era înălțat de însuși, de însuși Dumnezeu. Da? Așa vine frica. Frica vine când în cuvântul lui Dumnezeu, frica sănătoasă, sentimentul prezenței lui Dumnezeu, când în cuvântul lui Dumnezeu este creionat Dumnezeu Scripturii. Așa ce intră frică de Dumnezeu în noi. Când în predicarea cuvântului Dumnezeu se trece cu vedere aspectul fundamental care este Dumnezeu, toate lucrurile se dărâmă, da? Legătura, de exemplu, dintre cuvânt și miracole. Fiecare era prin de frică și prin apostoli se făceau prin apostoli, prin apostoli, prin apostoli, prin apostoli, prin apostoli, prin apostoli da? Prin apostoli se făceau multe minuni și semne. De ce se făceau multe minuni și semne prin apostoli? Atenție, textul -i de la sine înțeles. Când, când oamenii aceștia băteau joc de ce s-a întâmplat acolo Când au văzut că s-a coborât Duhul Sfânt Cuvântul lui Dumnezeu zice că Petru s-a scurat în picioare cu cei 11 apostoli da? Ei au locul proeminent aici Apoi spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor Apoi spune că prin apostoli se făceau minuni Apoi tot în pasajul acesta spune că își vindeau ogoarele și așa mai departe și aduceau lucrurile acestea la picioarele, citiți apoi uh, capitolul, capitolul, 5, aduceau la picioarele, capitolul 4, mă scuzați, apostolilor. Sau capitolul 4, de exemplu, versetul uh, 33, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea uh, Domnului. Versetul 37, a vândut un ogor, unul a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Ei sunt vârful de lanci al lui Dumnezeu. Au fost mulți pe lângă ei, delegați care au făcut lucrarea dar ei sunt, uh, ei sunt vârful de lance, da? Uh, și Dumnezeu făcea minuni prin apostoli pentru că confirma mesajul lor. Confirma și oamenii. Păi, Imaginați-vă că nu ai nou testament și cineva vine și spune există revelație pe lângă Sfânta Scriptură. Ce? Ar fi fost incredibil, da? Ei puteau să identifice profeții în Vechiul Testament. Că vine Mesia, că el va face o altă lucrare și așa mai departe, da? Deci nu era ceva, în vechiul testament nu scria nimic și deodată s-au apucat ei să spună că sunt revelatori. Și Dumnezeu a lăsat niște semne care să autentifice mesagerii și mesajul lor. Da? Și se ceam multe minuni și semne. Și deși poate noi nu putem să mărturisim aceleași sau același tip de minuni și de semne, totuși Dumnezeu își confirmă și astăzi miraculos cuvântul când vezi cuvântul lui Dumnezeu că transformă oamenii în toate aspectele. În toate aspectele. Gândiți-vă la un om care e, care e un bețiv sau își cheltuie bani la jocuri de noroc sau cu femei sau cine știe și se întoarce la Dumnezeu. Viața acelui om va fi transformată radical în orice privință. Viața socială, munca lui, aspectul financiar al vieții lui, totul se va transforma. Totul se va transforma. E imposibil ca oamenii să nu vadă transformarea pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Alea sunt miracole miracole cu adevărat. Apoi spune toți cei ce credeau erau împreună la un loc, asta nu-i comunism. Asta nu-i comunism. De deci, ce nu și-au făcut un bloc și că îi scoatem pe toți de la sat și aducem la bloc? Ca să-i ținem mai ușor sub control. Asta nu-i comunism. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Și au zis. Își vindeau goarele și averele. Își vindeau. Nu comuniștii, îi le vindeau, îi le luau. Da? Atenție! Că vine nou comunist peste noi iar. Își vindeau! ogoarele și averile. Nu veneau ei. Bă, ce ai aici? Doi viței. Încoace. N-ai nevoie. Nu făceau. Apostolii nu făceau. Petru chiar raționează la un moment dat. Știți cu Ana și spune. Bă, dacă ei. Nu puteai să o vin și să faci cum vrei tu. pune că vrei tu. Nu trebuia să minți. Că ai dat tot când n-ai dat tot, da? Și zice și banii împărțeau între toți după sclifoselele fiecăruia. După pretențiile fiecăruia. Nu, după nevoile fiecăruia, da? Despre asta era vorba acolo. După nevoile fiecăruia. Care e legătura dintre învățătura apostolului și acest lucru? Păi, fraților, când, când, uh, cuvântul, când, în cuvântul lui Dumnezeu vedem ieșirea din robia legii, când în cuvântul lui Dumnezeu primim mântuirea, când în cuvântul lui Dumnezeu găsim binecuvântările duhovnicești și avem o apreciere extraordinară pentru ce ne-a dat Dumnezeu din punct de vedere spiritual, vom începe să subapreciem lucrurile materiale. Este direct proporțional. Da? Cu cât vei aprecia, sau invers proporțional, cu cât vei aprecia mai mult lucrurile duhovnicești, cu atât vei aprecia mai puțin lucrurile materiale. Și va fi mai ușor să, să, să le lași. Pentru aceia care au aceleași binecuvântări spirituale ca și tine. Există o legătură între binecuvântările spirituale, înțelegerea lor, aprecierea lor și felul în care ne raportăm la nevoile fraților noștri. Da? La nevoile fraților noștri. Acceptăm lucrul acesta. Apoi vedeți că se duceau la templu, zice, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. De ce? Ce se întâmpla la templu? Păi vezi, când îi extrage de la templu, îi extrage. Îi ia de acolo pentru că proclamau cuvântul lui Dumnezeu. Întâlnirile lor publice erau în jurul cuvântului Dumnezeu. Acolo erau miile de evrei pe care ei le întâlneau. Da? Și cărora le predicau cuvântul lui Dumnezeu. Părtășiile de casă în același fel, care sunt o extensie a întâlnirilor publice. Da? Nu puteai să faci în public, la templu, aceleași lucruri pe care le făceai uh, în întâlnirile de casă, pentru că acolo încă este iudaismul în vigoare. Da? Și au să fie persecutați. Caracterul acestor oameni, legat tot de Cuvântul lui Dumnezeu, luau hrana cu bucurie, curăția de inimă. De unde vine bucuria și curăția de inimă? Din mâncarea pe care o mâncau și aia. Dar, în primul rând, din învățătura care uh, le, le prezenta bine pe care Dumnezeu le-a dat. Ei lăudau pe Dumnezeu. De ce lăudau pe Dumnezeu? Că aveau Vechiul Testament și înainte. Pentru că învățătura apostolilor, prin învățătura apostolilor, prin această nouă revelație, Dumnezeu le arată bogăția de binecuvântări pe care le-a dat-o. Este o confirmare din exterior pe care o au. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Foarte interesant. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cum erau adăugați? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin proclamarea cuvântului Dumnezeu. Dragii mei, dacă cuvântul lui Dumnezeu este predicat, înțeles, susținut, dacă asupra cuvântului Dumnezeu medităm prin Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt face, ne dă harul acesta și ne face favorul acesta să fie cu noi când predicăm, când studiem, când ne strângem în jurul cuvântului Dumnezeu, când ne strângem pe temelia aceasta cuvântului Dumnezeu, vom deveni încet, încet acest tip de biserică. Vom deveni încet, încet acest tip de biserică. Lucrurile nu sunt așa de complicate pe cât credem noi că ar fi câteodată. Când se coboară Duhul Sfânt, când e Duhul Sfânt la lucru în adunare, când Evanghelia e în centru, pentru că Hristos este în centru, când Evanghelia e în centru, oamenii sunt mântuiți, oamenii devin membri bisericii și membrii aceia bisericii vor fi martori, vor fi membri mărturisitori, da? oameni care trăiesc o viață deosebită. Totul pornește de la această învățătură. De la această învățătură. Acesta este primul semn asupra că trebuie să ne focalizăm și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în noi în mod sfârșit. Și să fim biserica pe care el vrea să o fim. Amin.